Vom începe relațiile și voi începe în primul rând pentru femei, pentru persoanele care sunt singure sau femei sau bărbați. Să vedem ce va, care carte va fi prima, bărbatul sau femeia. Ia uitați, bărbatul. Da? Deci, pentru un bărbat, da, cu aspectul pe fecioară, ascendent sau zodia fecioară, să vedem ce relații va, cum va fi relațiile, vor fi relațiile lui, scuzați-mă, vor fi relațiile lui în luna iunie. Să vedem dacă își găsește o pereche sau nu. Nu, s-ar părea că aveți mai multe probleme de sănătate. E, asta este. Nu toată lumea beneficiază de pensie de la armată dată de comandant. Dacă aveți pensie așa, și vă descurcați cum e Mitică Mihalache, ar fi excelent. Imediat ați găsi o femeie. Deci, avem așa. În fața voastră este o prietenie, un prieten. Un prieten la care țineți. Un prieten loial. Dar există și o problemă legată de sănătate. Poate fi a prietenului sau a voastră. Pare să fie un lucru mărunt. Nu este ceva foarte grav. Dar totuși există această problemă de sănătate. Lăsați în spate o situație vicleană, o femeie roșcată, o femeie vicleană care s-ar putea să vă fi făcut deja o pagubă. Ați avut de făcut o alegere între două variante, între două, deci când spunem între două drumuri, între două variante. Vi s-au pus în față două variante. Alege asta sau asta. Deci, totul părea minor, dar această femeie s-ar părea că v-a păcălit. Tot această femeie are fost legată o soluție pentru un accident. Un accident de mașină, un accident, poate fi vorba și de un accident casnic, adică nu neapărat o situație dramatică. Poate să fie și un accident, eu știu, orice. Unde ați căutat să găsiți soluții. Dar totul a fost, o să fie influențat de această persoană. Deci, în luna iunie, chiar dacă aveți un prieten loial, aveți și o vulpiță care are grijă să vă păcălească cumva. Prietenul încearcă să vă dea niște noutăți legate de acest accident. Poate că unii chiar ați avut o problemă accidentală, eu știu, o amendă, ceva care vă influențează. Și trebuie să găsiți aceste noutăți, să le primiți, să căutați soluții, dar s-ar putea să aveți și o persoană care vă păcălește. Asta este. Să vedem pentru o femeie. Deci aveți o păcăleală, așa cum am spus, poate fi un avocat și poate să fie chiar bărbat, dacă este un avocat care în loc să-și dea adresa voastră sau adresa normală, dă o adresă falsă, cum e Dincă.
I-a uitat și femeia. Așa, pentru o femeie care nu are o relație stabilă, fecioară, am scos două, deci așa. Și pentru voi s-ar părea, vedeți că uruzul a apărut de la resurse, se regăsește aici. Bun, deci avem pentru o femeie. Interesul vostru pentru niște bani s-ar părea că scade. Cu toate că veți primi o noutate, o veste legată de acești bani, dar și de o problemă de sănătate. S-ar putea să fie bani pe care vreți să-i utilizați pentru a vă rezolva o problemă de sănătate sau pentru altcineva. Vestea vă este adusă de un călător, o persoană atletică și tânăr. În fața voastră aveți două alegeri. Este răscrucea de drumuri. Răscrucea de drumuri asta reprezintă două variante. Ori veți face un tratament, ori veți face celălalt tratament, ori mergeți la un medic, ori o operație. Sau altcineva, poate că nu voi. Deci este, vorbesc de sănătate, dar poate să fie și altceva. O variantă care este impusă printr-o scrisoare, printr-un răspuns pe care îl primiți legat de această sănătate. Poate fi legat și de o altă persoană care este în familia voastră și are nevoie de un sfat, de o alegere și veți primi această veste. Alegerea este din partea unui prieten, el vine și vă anunță această alegere, două variante din care va trebui să alegeți ceva, să faceți o alegere. Prietenul este legat de, e un prieten de suflet, un prieten la care țineți foarte mult, o relație sentimentală foarte bună cu acest prieten. În schimb, banii s-ar părea că sunt legați și de casă, de o casă. Ori sunt bani pe care îi primiți pentru o casă sau vreți să cumpărați o casă, este sufletul vostru această casă. Haideți să vedem runele pentru voi. Pentru persoanele care nu au o relație stabilă. Lăsăm de urc, fiindcă este ascuțită runa. O duc sus, o duc sus, asta rămâne așa, chenaz, durisaz, deci din familie s-ar părea că primiți o veste, o veste care nu e prea bună, sau aveți o dispută în cămin, pentru unii s-ar putea să fie și o dispută în cămin care va duce la separare, dar poate să fie și o veste legată de familia de origine, unde există o problemă, există ceva. Turisaz răsturnat, la fel este, deci Beorc reprezintă familia. Turisaz răsturnat reprezintă în primul rând ciocanul lui Thor. S-ar părea că nu beneficiați de acest ciocan al lui Thor. Această noroc, șansă. Am spune că s-ar putea să primiți o informație, așa cum chiar aveți unii dintre voi.
o informație din partea unei persoane care nu neapărat vrea să vă influențeze. Din propria experiență vă dă o informație și voi refuzați să folosiți această informație, vreți mai repede să faceți după cum vă dictează conștiința, inima, și s-ar putea să mergeți spre hazard. În schimb, Kenaz este o rună care este răsturnată, este o rună a căldurii, o căldură sufletească, și s-ar părea că chiar nu beneficiați de această căldură sufletească. Aveți un sfârșit, ceva se încheie, ceva care nu este benefic, ceva care va duce probleme cu acest nied răsturnat. Este un moment dificil pentru voi, dar aici aveți două rune care sunt benefice, intuiția voastră și fecioarele le aveți pe Mercur, așa cum am spus, puteți să reevaluați situații, să le regândiți și după 20 puteți acționa, 20 iunie. Deci, la gaz reprezintă intuiția. Aveți o intuiție foarte bună, o intuiție care vă susține, o gândire limpede, poate să fie și o premoniție. Dacă unii dintre voi aveți examene de dat, această rună vă susține. Am putea spune imaginația, gândirea, vă ajută. Puteți să vă dezvoltați această imaginație și să luați aceste examene. Să mergeți spre o schimbare. Această schimbare, deci schimbarea poate fi vorba de o schimbare a locului de muncă, o schimbare în relații, o schimbare a locuinței. Este vorba de o schimbare unde vă folosiți intuiția și va fi o schimbare benefică, o mișcare benefică pentru voi. Voi merge mai departe. Pentru cei care au o relație, deci pentru cei care au o relație, fecioarele care au o relație, luna iunie. Aveți la baza pachetului cumpătarea. Sunteți cumpătați, vreți să studiați forțele care intră în joc, deci nu acționați riscant. Întâi gândiți totul pas cu pas și pe urmă luați o hotărâre, astfel încât să vă aduceți persoana pe care o doriți în puterea voastră, dar și să reușiți să ajungeți în punctele importante unde vă doriți. Iată că în relație aveți turnul, partenerul. Nu arată deloc bine. Turnul. Turnul este Marte, fulgerul lui Marte. Deci am putea spune că este o situație dificilă.
în care o construcție, relația voastră, construcția unei case, cumpărarea unei mașini, ceva din toate acestea s-ar putea să fie acest turn. O afacere care se năruie, fiindcă toată construcția nu a fost solidă și nu a avut o bază solidă. Dacă ați acceptat greșeli, care păreau greșeli, dar poate că erau intenționat făcute, așa cum mai fac notarii mone, dar voi ați considerat o greșeală minoră, ați lăsat să treacă timpul și acum vă dați seama că totul se năruie, veniți cu picioarele pe pământ și vă dați seama de tot. Trebuie să luați o atitudine, trebuie să faceți ceva. S-ar părea că pentru voi reprezintă totul investiția într-o casă. Banii pe care i-ați folosit din prime, din salarii, tot ce ați avut, ați investit în ceva, într-o casă, s-ar putea, o modernizare, o renovare a unei case sau poate chiar cumpărarea unei case. Pentru voi acest lucru evaluați la acest turn, asta evaluați, asta reprezintă pentru voi acest turn. Partenerul evaluează la un 5 de spade, evaluează situația la o ceartă, la o ceartă în care sunt aruncate tot ce are de spus și, bineînțeles, am putea spune, nu are ce să facă decât să încerce să, și voi să încercați să nu vă răzbunați. Dar această ceartă, dacă este dusă până la capăt, am putea spune, s-ar putea să vă ducă la despărțire. Dacă este cearta între voi, dacă este cu altă persoană, păstrați-vă calmul. Sau, cum să spun, nu calmul, calmul în relația voastră. Nu în cearta cu cealaltă persoană care v-a creat prejudicii. Și speranțele voastre sunt totuși mai repede, nu speranțe, ci teamă. Teamă de un 5 de cupe, de acea deziluzie, de amăgire, de o deziluzie. Să aveți o dezamăgire de ceva, deci să vă aducă dezamăgire. N-ați vrea să fiți dezamăgiți. Partenerul are un 6 de pentagrame, deci el mai speră, probabil că de asta se și ceartă, mai speră, are un 6 de pentagrame, 6 de pentagrame dă acea speranță de a primi, cum să spun, un ajutor, de a fi cineva darnic cu voi, să vă ajute, să primiți un ajutor, o amânare, un loc de muncă mai bine plătit, ceva care să vă ajute. Acesta ar fi 6 de pentagrame, deci speranța voastră aici este. În schimb, voi, fecioarele, arătați celorlalți că considerați că totul s-a sfârșit. Totul nu mai are niciun sens. Vedeți schimbarea în față, vedeți tot ce înseamnă această schimbare. Am zice că este o schimbare forțată, dar întotdeauna o schimbare, știți, se închide o ușă, dar se va deschide o altă ușă. Încercați să priviți și astfel această situație. Se va deschide o altă ușă. Partenerul arată că va primi niște bani, 9 de pentagrame,
Venus în fecioară. Nu, de pentagrame arată în primul rând banii pe care îi primește dintr-o activitate misterioasă, ceva care este, cum să spun, nu este din salariu. Deci 9 de pentagrame reprezintă banii pe care îi primește nu pentru muncă, pentru salariu fix, ceva care este pe lângă. Haideți să vedem deci ceva în plus. Runele. E ceva benefic pentru voi. Așa cum am spus, orice schimbare poate să fie și benefică în final. Sau poate să vă aducă ceva. Da. Bun, jur, nu prea aveți noroc, ăsta-l scoatem, un secret urât. Familia e alături de voi, asta este bine aici, asta nu, asta este foarte bună, e și cam atât, da. Deci nu aveți noroc în tot ce ați făcut, aceasta ar fi și considerația la care ajungeți, ideea la care ajungeți, că nu aveți noroc. V-ați sperat, ați căutat să aveți norocul cu acest bun jo, dar nu cade bine, deci nu aveți noroc. Runa norocoasă la fel, arată că sunteți din contră vulnerabil în fața persoanelor care vor să vă păcălească și să vă întindă capcane, să vă defacă o ofertă, o ofertă care este... cum să vă spun, neavantajoasă pentru voi, pe care nu v-ați dori, și de asemenea aici la gaz răsturnat arată o femeie sau chiar partenerul lipsită de loialitate, un prieten, deci o persoană lipsită de loialitate, o situație în care sunteți vulnerabil, nu vă puteți folosi premoniția sau chiar am zice această intuiție a voastră, nu puteți să vedeți greșelile, nu puteți să vă dați seama. Aveți aici o rună care dă acest hagal. Hagal este o rună care reprezintă grindina. Grindina arată în primul rând o fărâmițare a problemei, astfel încât veți ajunge să primiți, eu știu, propuneri de genul să vă asumați niște riscuri. Mare atenție, riscurile asumate trebuie plătite. Sau un răspuns oficial de la o persoană care este dezinteresată de situația voastră. Și obstacole, probleme, întârzieri. Așa cum sunt de obicei, mai ales când sunt persoane care vă întind capcane, cum sunt avocații Trușcă sau chiar colegi de lucru, Bogdan Lucian. Așa, deci aveți aici, pentru cine îi cunoaște, feriți-vă, fiindcă fac parte dintr-o organizație Teiuș Puteni, de tâlhari. Aveți aici o rună care vă spune că dacă totuși sunteți corecți în tot ceea ce faceți, perseverenți, dar și prevăzători, atunci îi veți vedea. Veți vedea situația reală și, bineînțeles, veți transforma o situație nefericită într-o situație benefică pentru voi. Așa cum avem aici Fehu, care reprezintă un ajutor din partea familiei Beorc,
Bjork reprezintă un ajutor din partea familiei și Fehu reprezintă muncă, sprijin, ajutor, o persoană care are o relație foarte bună cu voi și vă ajută. Și bineînțeles, încheiați această situație cu Ing, o schimbare, o schimbare foarte bună pentru voi, o schimbare care vă ajută, fiindcă este ca un fel de piatră de hotar. De aici încolo nu veți mai fi cum ați fost, veți avea o altă atitudine și, dacă vă aduceți aminte, la resurse le aveați pe Mercur în prezent. Deci acesta ar fi aspectul pentru voi, o schimbare benefică, foarte rapidă, o relație nouă, ceva nou va intra în viața voastră, care va aduce această schimbare benefică. Eu vă doresc numai bine!